Bună seara! Domnul Răzvan Codrescu spunea că în seara aceasta este mai curând o dezbatere. Am să cer să împrumut spiritul acestei expresii. Întâi de toate pentru că cele mai proaste, cele mai nereușite lansări de carte sunt cele în care invitații se înghesuie să rostească laude pe seama autorului. În felul acesta se intră într-un ritual inconvenastic de prost gust și la sfârșit rămânem toți cu, pe de-o parte, cu impresia că mi-am făcut datoria, dar pe de altă parte, cu convingerea chiar și nemărturisită, că n-am spus lucrurilor pe nume, că n-am spus ceea ce simțeam că trebuie spus. Despre carte, cred că cartea vorbește cel mai bine și pentru că vreau să fie o dezbatere, eu am să mă apre cu precădere asupra autorului, asupra lui Răzvan Codrescu. De ce? Pentru că Răzvan Codrescu merită un portret lucid. Cunoscuții îl știu, eu am să încerc să sugrăvesc, să le evoc în câteva trăsături. De ce? Pentru că Răzvan Codrescu este, dacă vreți, un caz care poate sluji drept studiu de caz în ceea ce înseamnă proscrierea unui autor din motive ideologice. Răzvan Codrescu este intelectualul care imediat după 1990, având sinceritatea și îndrăzneala de a spune adevărul pe care îl considera ca fiind adevărat, a intrat în ceea ce se numește colimatorul sub bătaia represaliilor și în felul acesta a ajuns pe o orbită care mă îndreptățește pe mine să-l definesc ca fiind un autor proscris. Pe semne că sună foarte dur și crud și trist, însă tocmai în acest statut îl ridică pe Răzvan Codrescu și într-un fel îl așează în spiritul cărții pe care l-a scris. Dacă s-ar mai scrie încă un capitol, încă un codicil la această carte a mărturisitorilor, Răzvan Codrescu ar intra și el la capăt în șirul acestor mărturisitori. Ați văzut, definea mărturisitorul ca fiind un martor. Martorul spune adevărul în numele unei instanțe transcendente. Spunând acest adevăr, el plătește un preț. Prețul acesta este consacrarea, într-un fel, în ochii celorlalți, a statutului de martor, de martir, de mărturisitor. Răzvan Codrescu, din 99 încoace, a plătit acest preț. Eu l-am cunoscut, înainte să-l întâlnesc în Carnișoasă, l-am cunoscut citindu-l în punctele cardinale, apoi privindu-l la televizor, în acele emisiuni cu specific religios din anii 90, când vedeam un teolog tânăr, pentru că pe atunci eram tineri, generația lui Răzvan Codrescu, spunând lucruri pe care nu le bănuiam, nici nu le visam. Anii au trecut, am început să-i citesc cărțile și în același timp am simțit brâul de proscriere, boicotul cultural la care acest autor formidabil a fost supus tot timpul. Și avându-l sub ochi, m-am întrebat mereu până unde poți să-ți împingi periclitarea situației personale atunci când e să spui adevărul. Fiecare dintre noi, și mai ales voi cei tineri, veți ajunge în viață la un moment când veți avea, veți simți acest lucru. Până unde pot să spun adevărul, periclitându-mi situația. Răzvan Codrescu a spus adevărul, periclitându-și integral situația. Când mă gândeam la el în ultimii ani, avându-l sub ochi, mă întrebam dacă eu îndrăznesc atât cât îndrăznește el. Ce am îndrăznit? Există o ecuație a fiecăruia, o formulă interioară, fiecare are doza de lașități sau de îndrăzneli. Ale mele sunt de altfel și niciun caz nu mă așez pe treapta aceasta mărturisitoare de proscris pe care se mișcă Răzvan Codrescu din 89 până
astăzi. Mi-amintesc când a apărut Infernul, tradus de Răzvan Codrescu, încercat să propun cartea pentru o nominalizare. Cartea a fost imediat exclusă din cauza reputației autorului. Consacrarea lui Răzvan Codrescu, în mod paradoxal, este o consacrare de tip clandestin, dacă puteți să vă închipuiți. Recunoașterea lui nu vine din partea autorităților oficiale, vine din partea prietenilor. Vine din partea lui Claudiu Târziu, din partea lui Demostene Potez, Marcel Petrișor, eventual eu. Consacrarea aceasta și-a asumat-o, pentru că este o recunoaștere în cerc restrâns. La început, în anii 90, era cumplit, pentru că prospirea era drastică. Iată că lucrurile s-au îmblânzit, iată că putem, cu Facultatea de Teologie, să facem o lansare relaxată despre o carte a lui Răzvan Codrescu, fără să ne gândim că vom intra și noi în orbita de prospire în care intrase autorul urmă cu ani de zile. Acesta este portretul lucid al lui Răzvan Codrescu. Îl admir, recunoscând același timp neputința de a călca pe urme. Nu am putut merge cu periclitarea situației până acolo, până unde a mers Răzvan Codrescu. Răzvan Codrescu este, dacă vreți, un lepros nobil. Vă înțeleg, înțelegeți foarte bine, vă spun, cu toată simpatia și cu toată dragostea. Acest lepros nobil are o cultură teologică de invidiați, are o știință istorică uluitoare. Cred că este unul cel mai bun specialiști în perioada interbelică. Întotdeauna când am avut o nedumerire sau o nelămurire, l-am sunat și mereu mi-a dat un răspuns foarte precis. Este un om cu o cultură laică, de tip literar, și în același timp este un om înzestrat cu talent literar. Cine a citit cărțile, poeziile, eseurile, știe despre ce este vorba. Acesta este Răzvan Codrescu. Este un amestec de calități formidabile, care au fost într-un fel periclitate de acest curaj nebunesc cu care el ne-a aruncat pe scena culturală imediat după 90. În anii 90, dacă spuneai tot adevărul, te condamnai singur, pentru că erai imediat eliminat. Etimologic, eliminare înseamnă ex limen, adică a trece dincolo de prag. Răzvan Codrescu, primind această sancțiune publică, a fost eliminat și a ajuns să trăiască un soi de inițiere pe cont propriu. Cred că asta s-a întâmplat pe el. Câtă singurătate și câtă disperare trebuie să fi fost în el atunci când a continuat drumul acesta în mărturisie, numai îl știe. Cu siguranță și-a găsit consolarea în prieteni. Marcel Petrișor, Demostene Potez, Gabriel Constantinescu de la Sibiu. Dar, în ciuda consolării, singurătatea lui lăuntrică are un gust pe care, pe semne că numai Răzvan Codrescu îl știe, așa cum fiecare dintre noi ne știm gustul singurătății. Acesta este pentru mine Răzvan Codrescu. Un autor onest, a cărui îndrăzneală de a spune adevărul, s-a răsfânt asupra lui, sub această formă stranie a prostiei. Dar iată, tocmai pentru că anii au trecut, atmosfera s-a îmblânzit, și putem, într-un fel, să evocăm retrospectiv acest portret al lui Răzvan Codrescu, înainte să începem lansarea, stând la o țigare. Răzvan Codrescu mărturisea că simte o înviorare venind de peste tot, că ceva se schimbă, e un dezgheț în mintea noastră, în atmosferă, în tot. Să dea Dumnezeu să fie așa. Cartea aceasta a mărturisitorilor, una din atâtea cărți pe care le-a scris Răzvan Codrescu, poate fi un deschizător de drum pentru cei care nu știu pe cei din carte, pe protagoniștii cărții.
însă majoritatea dintre ele sunt cunoscuți tuturor, pe unii dintre ei am prins în viață, cum este, e greu să zic acum, Calciu sau Justin Pârvu, Corneliu Coposu, în ce măsură cartea aceasta este un simptom al dezbiețului, vom vedea în continuare. Este o carte destinată mai cu seamă tinerilor. Voi trebuie să o luați, să o citiți, pe semne că noutățile de aici vă vor tulbura și vă vor lămuri, vă vor deschide niște perspective pe care noi în 90 nu le aveam și nu le băneam. Acesta este Răzvan Codrescu, un soi de pionier, un pionier purtându-și stigmatul, purtându-și crucea, făcând-o cu demnitate și mergând pe drumul lui până în ziua de astăzi. Este de admirat pentru consecvență, pentru continuitate. Din 90 și până astăzi, Răzvan Codrescu face același lucru, spune cu alte nuanțe același adevăr și are aceeași conduită. N-a existat la el cameleonism. N-a existat la el schimbare de atitudine în funcție de felul cum bătea vântul. Este un model de conduită, un model de consecvență. Câți au putut face asta? Când este vorba de istoria recentă a României. Acesta este Răzvan Codrescu, acesta este autorul din spatele acestei cărți sau actor cărți pe care le-a scris. Îl admir, dacă aș spune că îl felicit, aș rosti niște cuvinte de comprezență, vă spuneam, cele mai nereușite l-am spus, sunt cele în care invitații se grăbesc să aducă laude și encomioane autorului. Nu de asta are nevoie Răzvan Codrescu, este prea lucid, este prea deștept, prea cult pentru a aștepta asemenea flatări frivole și cred că mai curând portretul pe care mi l-am făcut este o laudă, este, cum să zic eu, este o mică recunoaștere din partea mea în privința dânsului. Cartea ca atare, vă spuneam, nu merită comentarii decât citită ca atare. Ce fac în comentariul al cărții este lectura ei. Sunt cărți care se recomandă mai cu seamă prin stofa autorului. Cartea aceasta se recomandă prin stofa lui Răzvan Codrescu, dar și prin amploarea personajelor pe care le evocă. Spunea de 82 de cazuri. V-am mai urmat încă un volum. Vă dați seama ce muncă, ce tenacitate. Acesta este Răzvan Codrescu. Îi doresc să o țină tot așa, să-și păstreze tenacitatea și demnitatea și felicitări și mai bine.